Așa era cu suporterii lui Hajduk. Deci fanatici, fanatici, fanatici. Rău de tot. Da? Rău de tot, rău. Că dacă nu aveai rezultate, era jale. Adică jucătorii, imaginez că jucătorii steau în casă, nu puteau să iasă să bea o cafea. Când erau rezultate nasoale. Da. Păi nu putea să iasă la o terasă. Era jale. Când erau rezultate... Păi da, mă, dar veneau peste voi la antrenamente? Mereu, fiecare zi. Deci venea galeria? Venea galeria, ne chema la margine acolo. La raport? Da, întrerupea antrenamentul. Nu cred. Da, veneau acolo și începea. Și ne lua bine. Eu nu prea înțelegeam. Înțelegi? Nu prea înțelegeam atunci, dar... Păi seama, da. Păi și antrenorul îi lăsa sau... Da, adică... ce trebuie. Un suporter era lege. Că suporterii țineau echipa. Imaginează că tot orașul ăla era pentru Hajduk. Deci erau blocuri. Da. Blocuri înalte, 10 etaje. La 2 blocuri era stema lui Hajduk pe bloc. Pe toate astea de transport comun. Da, da. Emblema lui Hajduk. Cafenele, pahare, emblema lui Hajduk. Deci erau... Și bine, și acum sunt, da. Și acum sunt la fel. Tu nu erai povestea aia când au săpat grupii în teren? Adică un an în urmă când au luat... Nu erai? Nu eram. Așa. Când au luat bătaie cu Debreținul, 5-0-5-0. Așa? 5-0 acolo, 5-0 la ei. Complicat. Și au săpat 11 deci le-au săpat grupi pe teren de antrenament? Pe teren, așa. Zic că dacă se mai întâmplă o dată, fiecare pe locul lui. Pe locul lui, cu crucea frumoasă. Mamă, așa erau complicat să gestionezi situația de genul ăsta. Dar dacă aveai rezultate... Păi știu, dar n-ai să ai tot timpul rezultate, nu? Da, adică da, mai... bine, la ei și la ei era Dinamo Zagreb. Păi, da. Dar atunci noi nu aveam nicio șansă cu Dinamo Zagreb. Nicio șansă, nu? Nicio șansă, pentru că erau... Atunci la Dinamo Zagreb era Modric. Era Luca Modric. Era Mandžukić. Era Lovren. Da. Venise ăsta frații Kovac și unul mai juca. Un fundaș central, dacă unul din... Dar cum erau derbiurile astea? Derbiul începea de la 200 și ceva de kilometri de Hajduk. Așa. De Split. De Split. Se întâlneau pe autostradă suporterii. A, și dădeau întâlnire. Să băteau puțin. Se băteau. Să-și făceau încălzirea. Așa. După aia împreună la stadion, la meci, începea atmosfera. Deci, cu o săptămână înainte nu mai lucra nimeni în Split. Nu? Nu mai interesa pe nimeni nimic. Când era cu Dinamo, toată lumea era pregătită cu coreografii, cu petarde, cu bombe, cu ce aveau. Înțelegi? Deci se pregătea meciul de luni. Și noi jucam sâmbătă sau duminică. Și, da, frumos, mișto tare atmosferă, da. Foarte mișto. Dai seama să joci cu stadionul plin. Asta, cum e plin, să fii pe teren? Să cânte... Să cânte, nu de la începutul meciului, cu o oră și ceva înainte, stadionul arhiplin să cânte în continuu. Deci eu am rămas așa surprins de atmosfera de acolo. Dacă ar fi să compari, că tu joci 4 ani și în Turcia. Nu se incomparabil, adică ar fi cea mai... Da? Da, da, și turcii sunt fanatici, dar... Nu, croații și Hajduk cu galeria Torcida. Mai au coreografii, cu cântece. Dacă înțelegi cântecele lor, știi cum să zburlește părul pe... Tu cum te-ai înțeles cu ei? Ai avut vreo experiență așa? Eu m-am înțeles foarte ok. Păi al 2-lea an când m-am întors, m-au rugat să iau numărul, că Torcida e din 1950 așa, înființată, știi? Și m-au rugat să nu iau numărul 10, să iau numărul 50. Da? Da. Și l-ai luat, presupun. Și a venit președintele, doamne, că uite așa, suportere, că vor... Și am zis, bine, ok, dacă voi vreți așa, na. Eu n-am nicio... Deci ai avut o relație ok cu ei. Și am avut o relație ok cu suportere. N-am avut... Bine, să mai găsea așa... Știi cum e pe orașul 1-2 mai... Da? Mai... Comentau, știi, dar În general n-am avut probleme. Cum te-ai simțit în Turcia? Că ai stat, adică ai stat 4 ani. Bă, și în Turcia am fost, chiar dacă am fost la Karabükspor, era nou promovată, venise un bașcan și ăla voia rezultate. Și cu bani mulți. Avea vreo 2-3 combinate, avea bani foarte mulți. Și într-adevăr a investit atunci, a făcut și stadion. Stadionul l-a făcut într-un an de zile, l-au terminat. Da? Da. Tu cel mai bine ai câștigat în Turcia până la urmă? Unde ți-a... În Turcia, da. În Turcia, nu? Am câștigat foarte, da, foarte bine am câștigat și acolo. Și la Rize. Și la Rize a fost. Karabükspor și Rizespor. Și Rize, da. Bine, la Rize m-am dus că a vrut la antrenorul, Mustafa Denizli. El m-a cerut insistent. Da, nu voiam să mă duc. Tu în Turcia îl prinzi și pe Hagi, antrenor la Galata, adică în perioada... Păi, că... noi am jucat cu Galata acasă la noi, am bătut 2-1, era Rijkaard. Frank Rijkaard. Era el, da. Am bătut 2-1, am dat eu al doilea gol din penalti. După meciul ăla, l-a pus pe Gică, pe Hagi. Deci voi îl demiteți, da, pe Rijkaard. Așa. În retur, ne întoarcem pe... Nu mă știu, nu era Alisa mie, pe la 9, nu mă știu cum să... Așa, la Istanbul meciul. La Istanbul, da, așa. 0-0 și îl demite pe Hagi. Atunci... Așa, da? Da. Și a fost? A făcut 0-0 la... Bine, au avut ei ocazii mari. Na, știi cum, n-a intrat în poartă. Da... Cum era apropo, cu Hagi în Turcia, adică impactul ăsta l-ai simțit și tu? Și mai ales că a venit și el acolo. Unde te duceai, unde numai Hagi auzeai. Da? Auzeai. Dacă era România, Hagi. Nu mai spunea România. Hagi.